N-am să fac lungă introducerea, ci doar vă atrag atenția că am trecut din sala de lectură în biblioteca facultății, adică izvorul în care de deseori și în multe situații studenții și profesorii de aici ne găsim liniștea și întărirea în credință. Cuvântul de astăzi îl citesc exact așa cum este trecut el în prologie. Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Evgenie. În vremea păgânilor, împărații Romei, multe și sângeroase prigoniri s-au abătut asupra creștinilor și nenumărați mărturisitori au îndurat chinuri și moartea de mucenici pentru statornicia lor în legea cea nouă a Mântuitorului Hristos. Ni se spune ce se întâmpla în lumea veche, în ce mod erau uciși oamenii, cei care trebuiau din asupirea și din silicie nu puteau vedea cu ochi bun ridicarea robilor din truda cărora se îndestulau, de aceea și fost prigonită cu atâta ură, cu atâta sete de sânge, cu atâtea chinuri cumplite religia creștinilor și pentru aceea că elibera sclavii. Nu s-au cunoscut în viața omenirii chinuri mai grele ca cele îndurate de creștini în primele trei veacuri după Hristos. Niciodată n-au fost dați morți oameni nevinovați și fără apărare ca în vremea prigoanelor împotriva credinței creștine. Până și trupurile celor uciși în cazne grele nu erau întotdeauna îngropate, ci lăsate pradă câinilor, șacalilor sau oricărui alt animal ar fi putut să le sfâșie și să facă din ei neființă, cum le place de către unora să vorbească până astăzi. Așa ni se spune și despre acești sfinți mucenici din părțile Evgheniei, mulțime de moaște de sfinți mucenici răpuși în credința în Hristos și vreme îndelungată au stat neștiute și necunoscute de nimeni. Și acum citez, prăbușindu-se însă stăpânirea împăraților păgâni iar așezările dreptei credințe liniștindu-se pe vremea dreptcredinciosului împărat Arcadie, 395-408, au început a fi scoase din sânurile pământului moaștele celor uciși pentru credință că făcea Dumnezeu semne la locul unde erau îngropate, dând prin ele tămăduiri bolnavilor și mare și bună mireasmă, vrând Dumnezeu în acest chip să fie robii săi preamăriți. Și s-au aflat atunci și moaștele multor mucenici din părțile Evgheniei, al căror nume numai Dumnezeu le știe. Și mergând acolo episcopul Toma, arhiereul Constantinopolului, împreună cu mare sobor de preoți și de credincioși, și aflând sfintele moaște întregi și nestricate, le-au așezat pe ele în biserică cu psalmi, cu cântări și miresme, după cuvântul Domnului, păziva Domnul oasele lor, niciunul dintre ele nu se va zdrobi. E o poveste care să știți că se repetă. Am fost în deseori rânduri martori la momentele în care, fie la mănăstirea Strâmba de Jiu, fie undeva în Laodiceea, fie în mormintele comune ale penitenciarelor din vremea comunistă, s-au ridicat la suprafață mireasma aceasta cu tot cu aura aceasta bunei cuvințe purtării crucii lui Hristos. De foarte multe ori oamenii aceștia ne vorbesc din pământ, nouă ceea ce suntem pământ, că cerul există, că cerul este posibil, că în cer suntem chemați toți să fim oamenii lui Dumnezeu. Mărturisim pe pământ. Mâine este o nouă zi.